Dacă tot veni vorba de naștere programate la astrolog ori numerolog, atunci e cazul să vorbim și despre cezariene care tot programate sunt. Doar că uneori în funcție de programul de lucru al medicului chirurg care face intervenția. Apropo, vom dezbate această temă și la rugămintea unei viitoare mămici care ne-a pus o întrebare referitoare la anestezie epidurală. Să vedem ce neclaritate are femeia. Bună ziua! Sunt însărcinată în ultimul trimestru și am început deja să mă pregătesc de naștere. Am o frică foarte mare de ceea ce o să se întâmple. Medicul ginecolog mi-a spus că pot opta pentru anestezie epidurală. Vreau să știu dacă există anumite riscuri sau reacții adverse, dar și care este diferența dintre anestezia epidurală și analgezie. Mulțumesc! Aceasta este întrebarea telespectatoarei noastre. Dacă ar să răspundem mai detaliat, o avem în ospeție pe doamna doctor anesteziolog Olga Usate. Olga, probabil este una din primele întrebări care ți-o adresează mămicile care vin la operație cezariană, dacă face cumva anestezia rău bebelușului. Așa este, dar vreau să asigur toate viitoarele mămici că nu este așa. Anestezia epidurală este o procedură care aduce doar beneficii și niciun rău atât mămicii, viitoare mămici, cât și bebelușului. Olga, dar uite, de multe ori în naștere se recurge la analgezie. Este o diferență între analgezie și anestezie epidurală? Aceste două momente merg concomitent, dar de analgezie epidurală vorbim atunci când o efectuăm în travaliul nașterii naturale. Ce reprezintă anestezia, analgezie epidurală? Reprezintă o procedură anesteziologică care noi o efectuăm sub formă de o puncție între două spații intervertebrale, adică între două vertebre, și mergem cu acul până ajungem între două foiți speciale care acoperă măduva spinării. Introducând acolo medicamentul, aici vreau să menționez că doza de medicament este cu mult mai mică decât acea doză care ar trebui să o administrăm intravenos pentru a cupa durerile. Este dureros, apropo? Nu este. Eu la toate mămicile le explic că parcă ar fi o injecție în mușchi. Așa, dumnealor ar trebui să aibă o senzație. Restul tot rămâne pe îndeletnicirea anesteziologului. Dar pentru mămici este careva risc? Este o intervenție din exterior? Odată ce face cunoștință anesteziologul, strângându-i anamneza, evită toate contraindicațiile pentru această procedură. Care ar fi aceste contraindicații? Ori o careva infecție în regiunea eventualei puncții epidurale, o careva intervenție chirurgicală în această regiune care putea să o suporte anterior mămica. Probabil o traumă suportată. Da, o traumă, o intervenție. Niște defecte acoloane. Da, niște defecte, anomalii, cascolioza, cum ar fi. În cazul dat, medicamentul nostru nu se, așa să spunem, mai simplu, împrăștie simetric, adică nu se absorbe simetric. Există o sumedenie de mituri legate de anestezie epidurală. Ca exemplu, cefaleia după anestezia epidurală, ca exemplu, doare spatele după asta, ca exemplu, face rău copilului. Ele sunt sumedenii de mituri de astea care le invocă permanent. Și nu numai mămicile pentru sedare, dar chiar și pacienții când merg la operațiile sub anestezia aceasta loco-regională. Care din miturile astea au ceva adevăr sau nu? Așa, deci să începem cu bebelușii. Doza de medicament este într-atât de mică încât nu reușește să iasă în sângele matern și să treacă bariera placentară. Adică pentru copil este absolut inofensivă. Apropo de careva cefalee, dureri de cap, procedura aceasta se face în acele spații care protejează măduva spinării, neperforând foița care duce la dureri de cap. Și nu este așa ceva.
nu este. Se confundă cu spinala. Aha, că da. Este mai profundă. Da, ea este mai profundă. Dar am mai auzit că mai acuză dureri în picioare sau... Nu sunt doar mituri. Sunt inventate. Da. Sunt legate de altceva și nu de anestezie. Da. Olga, dar uite, este diferență între anestezie și analgezie. Da, este o careva mică diferență, practic aceste lucruri merg împreună, dar analgezia o facem în cuparea durerii în travaliu natural al femeii în prima perioadă a nașterii, pe când anestezia, dându-i doze puțin mai mari femeii pentru a cupa totalmente senzațiile în operația de cezăreană. Blochează toate transmisiile nervoase, astfel, da? Nu doar cele de durere. Da, astfel blocând toate senzațiile care ar putea să le aibă femeia. În pacienta nu poate să miște picioarele, da, nu? În cazul dat, când facem anestezie epidurală, femeia, într-adevăr, așa și este, nu poate mișca picioarele, dar nu este o problemă. Anesteziologul îi explică că odată cu trecerea acțiunii sau efectului anesteziei epidurale, trece și această senzație neplăcută. Dacă avem o viitoare mămică care se pregătește, spre exemplu, pentru naștere prin cezăreană, ce metodă i-ați propune pentru intervenție? Pentru naștere cezăreană, sigur că aș opta iarăși pentru anestezie epidurală. Epidurală, de ce? Odată, cum am mai spus și mai înainte, că este acest tip de anestezie este inofensiv pentru bebeluș, este foarte importantă pentru recuperarea post-anestezică a mămicii. Mă refer la sistemul digestiv al femeii, mai ușor se recuperează mai ușor post-operator. Faci pareză intestinală? Da, asta și am avut în vedere. Uite, fiind și tu mămica a doi copii minunați, dacă este o viitoare mămică care ar putea naște pe cale naturală, dar ea insistă la cezăreană, ce îi recomanda? Dragi mămici, să știți că însă și unica dorință a dumneavoastră de a naște fără durere și inofensiv deja este o indicație pentru anestezie epidurală. Olga, ți mulțumim foarte mult! Femeile care aleg metodele care vin să le aline durerile nașterii trebuie să fie conștiente de faptul că cezariana și nașterea naturală prin anestezie epidurală reprezintă intervenții din exterior asupra organismului. Și după cum știm bine cu toții, în medicină orice intervenție comportă și anumite riscuri. Totul depinde deja de faptul dacă vreți să vi le asumați.